Pentru prima dată în Republica Moldova, o școală profesională a fost dotată cu echipamente de vinificație. În această instituție de învățământ au fost aduse calculatoare, senzori și utilajele necesare în laboratoarele de specialitate, unde se explică elevilor procesul tehnologic de cultivare a viței de vie și producerea vinului, inclusiv altoirea butașilor. Laboratorul a fost proiectat să corespundă celor mai înalte standarde internaționale și a fost finanțat de Banca Europeană de Investiții. Acest laborator didactic care va contribui la formarea profesională a tinerilor, dar și la dezvoltarea competențelor profesionale a fermierilor din regiune, anume a cei care sunt în ramura vitivinicului. Evident că cu niște tehnologii învechite nu o să obținem mari performanțe. Ceea ce vrem noi să demonstrăm este că să pornim pe calea progresului, să pornim spre acele noi culmi unde această ramură să aibă un potențial mare de dezvoltare. În gestiunea școlii s-au făcut investiții de 750.000 de euro. Copiii sunt viitorul nostru. De aceea noi în primul rând trebuie să ne gândim foarte mult la investițiile în crearea și dezvoltarea profesională a lor. Guvernul Republicii Moldova vine cu această investiție de 750.000 de euro în școala profesională de la Nisporieni, deoarece această regiune, deci Nisporieniul este o zonă vitivinicolă tradițională și această școală profesională urmează să producă specialiști de talie internațională pentru sectorul vitivinicol din Republica Moldova. Acest laborator este important atât pentru elevii școlilor profesionale care vor continua să-și sporească gradul de calificare în domeniu, cât și pentru cei peste 600 de viticultori și vinificatori din regiune. Ne-a ajutat să descoperim mai multe utilaje și pentru a ne ghida spre un viitor mai deschis pentru noi, cât să avem o idee ce putem să ne facem. Obținem cunoștințele de cum să preparăm un vin calitativ, toate utilajele pentru a-l prepara și mai întâi începând de la recoltarea viței de vie, la plantarea viței de vie, până la recoltarea strugurilor și prepararea vinului. Sunt utilaje necesare pentru a putea fabrica un vin de calitate. Cu deschiderea acestui laborator ne oferă o șansă de a cunoaște mai în detaliat materialele care sunt în această fabrică.